În acest weekend, cetatea medievală a municipiului Drobeta Turnu Severin va găzdui un festival intitulat Secretele cetăților medievale de-a lungul porților de fier. Aici, publicul va găsi ateliere de fierărie, ceramică, bijuterie, producție de lumânări și multe alte surprize. De vineri, porțile cetății vor fi deschise pentru un eveniment cultural de mare amploare. Taberele vor prinde viață și vor da culoare și sens prin gazdele cu chip de istorie. Sâmbătă veți putea asista la adevărate pregătiri de lupte, întreceri clare, dar și lupte full contact, iar seara va culmina cu două momente artistice. Da, este vorba de un proiect pe care au fost pe fonduri europene, pe o axă România-Serbia, cu un partener din Kladovo, iar referitor la programul din acest weekend face parte din acest proiect. El efectiv va începe vineri, dar vineri se vor monta taberele, efectiv se va amenaja pentru publicul larg, iar sâmbătă și duminică vor fi acele jocuri medievale. Bineînțeles, vom avea ateliere de fierărie, ceramică, bijuterie, producție de lumânări, croitorie, se vor bate și monede, efectiv ca în epoca medievală. Referitor la gastronomie, vor fi și din acest punct de vedere produsele tradiționale. De asemenea, în curtea cetății, pedepsirea trădătorilor, vor fi scene de pelegrini, iar duminică, la fel, se vor deschide taberele, dimineața undeva în jur de 11-12 va fi în fiecare zi deschiderea, și duminică vor fi și antrenamentele deschise și acele lupte tradiționale, până undeva în jur de orele 15:30-16, când se va închide și acest proiect. Acest proiect a ținut 2 ani, din 2019 din iulie până anul acesta în iulie. Evenimentul se va încheia printr-o festivitate în care vor fi premiate cele mai bune echipuri istorice din perioada medievală.